zodiile cu noroc la bătrânețe, top 5. Berbecul, taurul, leul, fecioara și capricornul sunt semnele zodiacului pentru care cerul le-a pregătit o bătrânețe confortabilă. Cine profită de asta chiar va deveni bogat. Se crede că interacțiunea cu energia monetară a 5 reprezentanți ai cercului zodiacal este mai puternică decât a oricărui altcineva. Reprezentanții cercului zodiacal sunt predestinați de stele să nu rămână fără bani la bătrânețe. Este vorba doar de predispoziții. Dacă cineva profită din plin de aceste beneficii sau nu este o altă întrebare. Berbec. În ciuda faptului că berbecul adoră să cheltuiască bani cu pasiune, mulți reprezentanți ai zodiei știu cum să-i economisească și să-i înmulțească. Și o bătrânețe confortabilă pentru ei, conform versiunii Universului, este deja pregătită în avans. Cum crește capitalul berbecului? În cea mai mare parte, își poate asuma cu ușurință riscuri atunci când este necesar. Interesant este că va fi norocos, în cazuri care ar fi fatale pentru alții. Dar, cel mai important, el este capabil să își investească banii cu înțelepciune și să facă achiziții scumpe la prețul corect. De exemplu, un berbec poate cumpăra proprietăți imobiliare, mașini aproape de două ori mai ieftine decât oricine altcineva. Și dacă faceți asta toată viața, veți avea o pensie bună la bătrânețe. În general, este o gândire naturală, subconștientă a unui comerciant și antreprenor. Și în acest sens nu există egal pentru berbec. Taur. Taurul are o capacitate incredibilă de a atrage bani și bogăție. Reprezentanții acestei zodii vor face orice pentru a deveni niște oameni bogați la bătrânețe. Mai mult decât atât, bărbații Taur sunt pasionați de muncă asiduă. De-a lungul vieții lor, aceștia caută un loc unde să câștige cât mai mult posibil. Acolo unde sunt plătiți puțin, este puțin probabil ca taurii să lucreze. Dar acolo unde strălucesc bani mulți, ei sunt gata să are din zor de zi până seara. Prin urmare, la o vârstă înaintată, au un capital solid. Mai presus de toate, taurii sunt capabili să-și calculeze unde să investească cel mai bine banii, ei sunt și practici la cumpărături. Chiar și atunci când au o mulțime de bani pe mână, taurii nu îi vor cheltui pe prostii inutile. Apropo, chiar și în vremurile vechi, astfel de oameni nu au dat niciodată faliment. Dacă puneți bani deoparte în mod regulat și îi investiți cu înțelepciune, este posibil să aveți o sumă destul de mare de bani în cont la bătrânețe. Leu. Dragostea leului pentru bani apare încă din copilărie. La fel ca taurul, poate fi atras de ei, dar nu și de bogăție pe care și-o creează singur. În ciuda faptului că leii adoră lucrurile frumoase în viață, ei nu vor fi săraci la bătrânețe. Leii sunt înnebuniți după lucrurile cele mai scumpe și de înaltă calitate. Mereu sunt implicați într-un fel de afaceri financiare. Iar ceea ce nu le poți lua este norocul. Nu prea există un alt semn zodiacal care să fie atât de incredibil de norocos. În ciuda tuturor oamenilor invidioși, leii găsesc practic întotdeauna patroni și sponsori bogați. Instinctul lor pentru bani este pur și simplu excelent. Punerea banilor deoparte este problema. Așadar, cine nu risipește și strânge bani, investindu-i în proiecte profitabile, poate într-adevăr să se bucure de o bătrânețe cu adevărat confortabilă și bogată. Fecioară. Fecioarele au abilități excepționale pentru a înmulți și a economisi bani. Ele muncesc din greu toată viața și economisesc constant bani. Bărbații fecioară nu vor fi niciodată săraci la bătrânețe, este împotriva naturii lor. Nu există nicio îndoială în privința acestor reprezentanți ai zodiacului, deloc. Această zodie este foarte inteligentă și unică în felul ei, este practică până la măduva oaselor. O fecioară va calcula cu 3 mișcări înainte, în timp ce altcineva doar se gândește. Este imposibil să depășești o fecioară, ea nu va cheltui bani pe tranzacții financiare nerezonabile. Banii și educația financiară fac parte din natura ei. Cele mai multe dintre ele nu așteaptă cu nerăbdare doar o bătrânețe bogată. De regulă, există și bogății ascunse. Capricorn. Strategii Capricorn sunt muncitori.
În plus, le place să urce pe scara socială. Capricornii nu sunt cheltuitori și se pot limita în multe feluri. Este greu de imaginat că vreunul dintre ei va fi sărac la bătrânețe. Acest semn amintește oarecum de fecioară. De asemenea, alfabetizat și inteligent, practic, dar mai romantic și mai apropiat de oameni. Capricornul este probabil cel mai pragmatic și intuitiv semn zodiacal. Acești reprezentanți ai cercului zodiacal nu au nevoie de noroc. Ei sunt ca niște matematicieni, calculează totul cu atenție și astfel găsesc venituri din diverse surse. În conturile lor există întotdeauna bani. Capricornii vor avea cu siguranță o bătrânețe confortabilă. Prieteni, bineînțeles, nu înseamnă că doar aceste 5 semne zodiacale așteaptă o bătrânețe prosperă. Este doar o chestiune de predispoziție pentru a face acest lucru. Dar acest lucru nu reflectă în niciun fel situația reală. Pentru că nu toată lumea și nu întotdeauna se respectă și se conformează la ceea ce este scris în stele. Ei bine, nu uitați că un horoscop oferă doar o imagine generală, dacă nu este personalizat. Dar acesta este un scenariu destul de ciudat. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!